Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, de trei ori candidată la președinția Republicii, se află chiar în aceste momente în fața unei comisii parlamentare de anchetă privind ingerințe externe. Este vorba despre un împrumut pe care partidul ei l-a făcut la o bancă din Rusia și care poate fi suspectat de o influențare a candidatei în favoarea Rusiei. Discut cu Marcela Ferraro, editor al FNews la Paris, despre acest subiect. Marcela, ce anume a făcut mai exact Marine Le Pen? Bună seara! În 2014, în timpul alegerilor locale, Frontul Național, pe vremea aceea, nu a reușit să obțină un împrumut de la băncile franceze, de la niciuna din băncile franceze, pentru a-și desfășura campania electorală. A încercat să obțină aceste fonduri, acest împrumut în altă parte, nu a reușit și, din câte spune un fost europarlamentar al Frontului Național, care a fost audiat la începutul lunii mai, singurele posibilități erau China, Iranul sau Rusia. Marine Le Pen a considerat că Rusia este totuși cea mai onorabilă din cele trei și deci a făcut acest împrumut care se ridică la aproape 10 milioane de euro, care nu a fost complet rambursat. În plus, nu știm exact cui trebuie să ramburseze, pentru că banca respectivă a făcut faliment, au urmat alte falimente în lanț și creanțele au fost cumpărate de alte societăți. Deci acuzațiile sunt aici, că ea a fost legată financiar inclusiv de Putin, deși nu Putin deținea acea bancă, dar în 2017 ea s-a întâlnit îndelung cu Vladimir Putin la Moscova. Marcela, există vreo apărare din partea ei, vreun argument pe care îl aduce sau vreo explicație și dacă a fost bănuită vreodată de ambiguitate în ceea ce privește interesele Franței în fața Rusiei? E bine, ceea ce poate să pare bizar, această comisie de anchetă a fost cerută chiar de partidul Marine Le Pen pentru a înlătura orice ambiguitate în acest sens. Ea spune că nu s-a legat în niciun fel în momentul în care a făcut acel împrumut, deci nu a făcut niciun fel de promisiune, nu a avut niciun fel de presiuni și chiar dacă poziția ei a fost oarecum ambiguă înainte de războiul din Ucraina, după ce războiul a început, ea a făcut o declarație foarte clară și foarte netă că Putin a depășit o linie roșie și deci nu poate să tolereze, nu poate să accepte, nu poate să se declare în niciun fel admiratoare a lui Putin așa cum se declarase ea odată. Aceasta este apărarea pe care o aduce ea. Îți mulțumesc mult, Marcela, pentru explicații.